Da, dragilor, bună ziua și bun găsit la Întreia cu Prof Online. Uite că al vinuță chiar pe o veche s-a așezat. Deci, ce vreau să prezint repede? Următorul lucru. Anume, cum ne dăm seama dacă nucleul în care aveam din perecheată o masă o pierdută la împerechiere sau ceva s-a întâmplat. Deci ea era neîmperecheată, da? Sau chiar când pierd o masă, dintr-un motiv sau altul. Știi eu, ai lovit-o tu, dar acolo mai are o variantă, are o proaspete și repede trage boci. Aici nu mai are nicio variantă. El acum este în etapa intermediară besmeticii. Practic se întâmplă următorul lucru. Dacă nu îl descoperi la timp, trece o perioadă de câteva zile când plânge, da? Acesta este plânsul albinuțile zgomotul care se aude, zumzetul albinuțile stau cu deci bat din aripi continuu, este acest zumzăit care anunță că el este în situație gravă, da? Grama asta este mai agitată, am avut o... Între timp am lăsat și am plecat la... Aveam într-un lăsat o ramă în lădița asta, deci știți bine, e de la Biostup, roinița, cum îi spunem noi din spate, aici vreo parcă a treia marcă este asta. S-a împerecheat tot, am luat nucleu, ori mai lăsă o ramă, ori mai am mai pus o botcă și așa mai departe. Și iată, acum a rămas o singură ramă cu mâna asta de albină, o și crescut acolo pe perete, și care are o marcă ecluzionată. Acum îmi pusesem o botcă, o ecluzionat marca aceea. Să și vedem cum arată. Că trebuie să fie pe aici pe undeva. Sper să o văd. Să vă arăt și vouă. Da. Așa, unde ești tu? Fetiță, prin albina de aici trebuie să fie. Nu e partea cealaltă. Albina o protejează, e liniștită, știe că o are. Și acum vreau să fac experimentul ăsta, să o băgăm. Am prins pe ăsta în stadiu disperat. Sper să o accepte, chiar dacă e neîmperecheată. Dacă aș aduce un amperecheată, o primește, nici nu stă pe gânduri. Pentru că el e conștient că nu mai are altă soluție. Da? După etapa asta, ar urma acolo besmeticirea. Hai, unde ești? Trebuie să iau măsura albina. Iată că am văzut. Da, ea este aici. Da, să vedem. Haideți să o punem să vă urmărim concret ce se întâmplă. Da, este aici. O punem cu fața spre, adică o lipim chiar de ramă, lăsăm un pic mai distanțat pentru a-i o simți și să vedeți că se și liniștesc îndată. Da, ideea este să vedem dacă o agață sau nu. Dacă este momentul ăla critic, când o așteptau pe matca aceea care a ieșit să l-a împerecheat, așa s-a întâmplat. A ieșit la împerecheat și nu s-a mai întors. Dacă acela e momentul, e bine, dacă este spre final, când se hotărăște să apuce de o dată albina, eu simțim mirosul și iată cum albina se mișcă destul de
agitat. Adică nu-i vine să creadă că o găsit-o, că ea se află aici. Da? Deci... O căutau, era un... Acum aș lasă gândul că ar mai putea să vină, iată că a sosit și acum se mișcă așa, destul de agitat, de parcă... Păi cum? Cum? A apărut? Numai că nu e a lor. Era un nas, mirosul măcii care s-a pierdut. Și acum, curiozitatea maximă este să vedem dacă o accept. Haideți să mai apropiem un pic. Am să scot zoom, așa. Filmăm de aproape și nu cază să mă avem zoom. Zoom era păstrat de la... Așa, deci mai mult apropiem. Și apropiem de o singură parte. Cealaltă albină din partea asta, de pe cele două rame și ea. Și ea simte mirosul. Acum s-a urcat și albina din partea cealaltă. Haideți să o apropiem și mai mult. Da? Ne-am apropiat cele două rame foarte bine. Și albina s-a urcat și într-o parte și în alta. Matca era pe partea aceea. Acum o să o tragem și să ne uităm dacă a fost acceptat. Adică o face sau nu ghem. Dacă ar fi fost împerecheată, i-ar fi făcut culoar, ar fi respectat-o. Așa, acum, nici albina ei nu o respectă, dar apoi cea care... Albina ei stătea liniștită că avea încredere că o are și că va ieși la împerechere și că lucrurile se vor rezolva într-un fel. Acum nu știu dacă nu trebuie partea cealaltă dintre albina aceea de acolo. O să ne uităm un pic aici. Dacă nu, luăm și rama cealaltă. Știți de ce este? Da, albinele se iau un pic de păr. Deci, iată că apar și câte două se încolăcesc și o să fie și ceva mortalitate, nu ca pe discuții. Da, pentru că deodată au apărut intrusii. Iată, asta a fost omorâtă, înțepată. Când se hotărăsc, deci să atace, o fac repede, să fac eu și care înțeapă prima, iată și aici, două se agățează una de alta și... Da, deci urmează, nu le-am stropit nici cu nimic, ci pur și simplu m-am apucat să vă arăt chestia asta. Dar nu pentru mult timp, deci nu e o mortalitate mare așa. Care să ne... Să vedem matca, deci nu este aici. Dacă ar fi fost încolăcită, ghemul era făcut deja, ia. Să ne uităm pe partea cealaltă, să vedem dacă este... Eu sper 70% să accepte. Să fi fost momentul optim. Da, era... Faptul că sper până la realitatea completă, distanță mare, să vedem cum vor evolua lucrurile. Deci ea gândesc că a trecut aici.
vedere pentru imperechi. Acum nu-și mai dau seama, mai vin și câte o albine din exterior, mai planează și câte nu-și mai dau seama care e lor, care sunt cele care au apărut. Nu vedem ghemul făcut, deci e posibil să meargă ideea. Acum ne uităm și pe partea asta. Da, am găsit-o. Da, o vedeți. Iată, merge pe deasupra aici. Urcă. Ea nu trebuie să fugă. Dacă fuge, le atrage atenția. Dacă e deșteaptă și e calmă, oricum simte că e altceva. A trecut chiar pe partea cealaltă. Da, de atunci era omorât. Da? Deci era omorât de așa. Sper să meargă. V-am prezentat așa acest experiment. Că este important să știți când n-o are, deci cum plânge, dacă la momentul acela a intervenit, chiar și cu una neîmperecheată, treaba merge. Cu un perecheată costă cu atât mai mult. Da? Deci acum adunăm, ducem ramele. Și o să vedem ce se întâmplă. Sigur, există riscul ca și asta să iasă la împerecheri și să fie mâncată. V-am spus că am prigoare pe aici. Dar cum s-au împerecheat foarte mult, nu chiar așa să fie tot asta. Tot asta așa e victima acestei situații. Dar el s-a potolit, asta e important. Da? Deci el, doar acum au un pic treabă albinele unele cu altele acolo din cele două zone, în rest e bine. Ce o să mai fac? O să viu să scutur și albina de aici. Cam mai am aici albină care stă ciucur. Făgurelul ăsta a crescut pe marginea lăzii. O să iau câte un pic, bucățică, desfac scuturi și așa va ajunge și albina asta de aici. Ea va pleca, cea care știe să întoarce acolo, pe poziția lădiții dinainte, lădiții, da, în care a fost. Însă nu sunt supărat că va intra până urmă într-una din familie. Deci nu stă afară. Așa că Asta e chestiunea care am vrut să vă arăt. Opresc aici ca să-mi continui lucrarea. La revedere!